Și degeaba zic să nu mai vină, că nu se poate abține. Adică singura soluție ar fi să iau cheia. Sau să-i schimb iar. Da, după aia tot ea o să înceapă cu alea, că o părăsim, că vrea să moară. Șantaje de-astea. Da. M-ai sunat. Bine, la George. Nu, n-am terminat, o să termin diseară. O să-ți povestesc eu. Bine, auzi, nu mai pot să vorbesc acum. Te sun eu când ajung acasă? Bine. Bine, bine, bine. Hai, pa. Pa, pa. Cristina? Da. Ce zice? Mă bate la cap cu ceva ce trebuia să predau ieri. Pentru job? Aha. Ești aten? Mhm. E al tău? Nu e cam drept să fie al meu. Atunci al meu. De unde ai uleiul ăsta? A, l-am de mult, e de la o tipă. De la cine? Una, Dana, nu cred că o știu. Aia cu care mergeai la cinemateca? Nu, nu aia. E una de știu de mult timp, dar... am mai vorbit de asta vară cu ea. Adică de vara trecută? Da, suntem în primăvară, deci da. De vara de anul trecut, cum ar veni. Mhm. Și zici că ți-a dat ea asta atunci? Da, îi plăcea să... facă masaje. Știi, ne-am tras într-o vreme și... Wow! Mișto! Mhm. Adevărat, trecută cam de când? Din ce lună? Olo, nu știu, din... iunie. Vrei să-ți zic data și ora? De dinainte să ne combinăm. Nu știu, că eu întreb doar că mi se pare ciudat că știu că mi-ai spus de toate gagicile cu care te-ai futut și de asta nu știu să... Da, se pare că nu ți-am zis de toate. Mamă, mamă! Don Juan, vezi să nu mă sperie că-ți fac o criză de gelozie aici. Și zici că de atunci nu v-ați mai văzut? Mhm. Păi cum așa? Pur și simplu, nu v-ați mai văzut? Nu așa, pur și simplu. I-am zis că ne-am combinat și că nu mai putem să ne vedem. Păi și ce a zis? Ce să zic, că n-a zis nimic, că înțeles fata. Ce fată de treabă. Vezi că scrie Dana mesaje. E de la ea? E de la Dana? Nu e, mă, de la Dana.
De la maică mea, ziceți, dacă se mi-aducă salată de băf, ia citește. Ce faci? Mă joc Candy Crush. Ce faci, mă? Ștergeai poze? Ce-i nebunit? Ce poze ai șters? Mă, uite, ai șters pozele de la Rev. Și alea de la Brand, de ce? Nu le-am șters pe toate, le-am șters numai pe alea cu mine. Ca ce chestie? Așa, nu vreau să le mai ai. De ce? Pur și simplu. Ce-i, mă, te porți ciudat? N-am nimic ce să am. Chem și mie un taxi? Sigur n-ai nimic că ești ciudată? N-am nimic. Patru minute. Zici și mie, când expiră uleiul ăla? De ce? Așa, păi, mă gândesc că dacă l-ai de anul trecut, poate o fi expirat deja și știi că nu-i bine să folosești chestiile astea expirate. Valabilitate 2 ani. De când? De la data fabricației. Și care e data fabricației? Nu știu, citește tu. Martie. Anul? Băi, a dracu treaba asta, că nu înțeleg cum ți-a dat ție Dana uleiul ăsta vara trecută, când pe data fabricației zice că ai făcut acum 2 săptămâni. Nu știu. Păi zici și tu, cum îți explici așa ceva? Nu îmi explic. Nu îți explici cum uleiul pe care l-ai primit vara trecută e făcut acum 2 săptămâni? Nu. Nu vreau, mersi.
Bine, păi eu plec. Bine. Vorbim de seara? Mergem la ota? Da. Bine. După ce termin cu Cristina. Vin să te iau pe la 10:30. Ok. Ok. Pa. Pa.